Salut, prieten, cu voi este canalul Marie Matei și în acest video o să vă arăt toți iepurii mei. Aici avem pe Jennifer, o iepuraică românească, în vârstă de 1 ani și 3 luni, sau chiar și jumate. Nu știu sigur că nu i-a spus stăpânul ei în câte luni are. Este gestantă în 1 săptămână și 3 zile. A fost mandată pe 5. Montată cu guli. Frumoasă iepuraică. E ca iepuraica lui Călin, ca iepuroiul, scuzați, poziție cât de cât. Așa, iepuraică frumos. Burtică are cât de cât. E blândă, te lasă să o iei din brațe, foarte ușor. Sper că în 3 săptămâni, peste 3 săptămâni s-o trece iepurașii, așa cred eu, așa, am verificat-o, am băgat-o înapoi la guli și n-a luat, n-a stat să se sare pe ea, dar din păcate nici Jessica n-a luat. Ia, dar Jessica n-a luat. Deoarece, nu știu, habar n-am. Am băgat-o și cu gulia asta. Deci n-a avut nicio problemă. Deci, la ea începe din nou. Deci, pun în pauză și o aducem și pe Jessica. Am ajuns și cu Jessica. E proaică o ia german, 8 luni. Acum ea e gestantă într-o zi, așa cred eu, că e gestantă, e proaică frumoasă, lată, lungă, după cum vedeți. 8 luni, 7 kg jumate, aproape 8, e proaică frumoasă, mi-a dus o taică din Timișoara, de Paști, avea vreo 3 luni, când mi-a adus-o, era e proaică frumoasă, ia uitați, poziție cât de cât. Sper ca peste o lună să înfete iepuri frumoși. Așa, iepuraică frumoasă. Deci pune pauză la 12 pe guli. A revenit și cu guli, frumos iepuroi. Așa, vârstă 8 luni. Ăsta are 7 kg jumate, tot ca Jessica. El are doar două munte făcute, cu Jennifer și cu Jessica. E proi frumos, poziție tot așa cât de cât. Sper că o să facă mai multe munte și să mi se pui frumos cu iepuracele două din el. Eu merg doar pe rasă uria german. I-am luat pe asta mică că a fost frumoasă și mi-a plăcut de ea. Ca altfel nu l-am. Dar mi-a plăcut de ea și am luat-o. Îi mulțumesc lui Nicolae Păpician că s-a abonat la mine, i-a dat like-ul la poze. Are și el uriaș german, are neozelandez alb. Îi mai mulțumesc lui Călin, care se numește iepurii lui Călin, iar are iepuri frumoși. Apoi este canalul lui Alex, el se numește Alex. Canalul se numește iepuri și porumbei lui Alex și el are iepuri frumoși. Înainte vrea să-și ia și porumbei și s-a răzgândit și a rămas cu iepuri. Așa. Frumos iepuroi. Deci dacă v-a plăcut videoclipul ăsta, nu uitați să dați un like și să vă abonați. Pa!